CFR Cluj îl socotește pe Yasin Hamed drept soluția ideală pentru respectarea regulii folosirii unui jucător sub 21 de ani în meciurile de Liga 1. Pentru sezonul viitor, ardelenii îi mai au eligibil numai pe Cosmin Sârbu, mijlocaș în vârstă de 21 de ani, și pe Alexandru Chiriță, mijlocaș ofensiv în vârstă de 20 de ani. Cel din urmă vine însă după o accidentare gravă și cei de la CFR vor să se acopere în eventualitatea în care nu va reveni la forma dinainte. Hamed a început fotbalul în orașul natal, la Liberty Salonta, apoi a trecut pe la LPS Bihorul înainte să fie luat de ASEA Târgu Mureș în 2016. Tânărul a semnat cu Pandurii în ianuarie 2017. A fost cel mai tânăr jucător al formației din Târgu Jiu, care în acest sezon a fost pe locul al doilea în topul celor mai scăzute medii de vârstă din Liga 1, 24 de ani și 8 luni, după campioana Viitorul, 22 de ani și 2 luni. 16 meciuri și un gol are Yasin Hamed în Liga 1 în acest sezon, în care a jucat pentru ASEA Târgu Mureș și Pandurii Târgu Jiu. 50.000 de euro este actuala cotă de piață a lui Hamed, potrivit site-ului Transfermarkt.de.